Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 120 ediții de analize economice, un proiect comun indiz viitorul, privesc eu. Tradițional, vă amintim că celelalte ediții le puteți urmări pagina oficială a Idiz Viitorul sau privesc eu sau pe pagina mea Ioniț.m de la rubrica analize economice, unde o vedeți toate celelalte 119 ediții precedente. Astăzi aș vrea să vorbesc despre statistică electorală sau economie electorală, din ce cauză că în viitor apropiat, pe data 5 noiembrie, avem alegeri locale, generale. În unii localități va fi și turul 2 în două săptămâni, de aceea am considerat util să răspundem la mai multe întrebări, să discutăm mai multe subiecte legate de legi locale, evident, fără niciun fel de tentă politică, pur și simplu să reflectăm, să dăm datele care sper că vor fi utile pentru multă lume, și anume câți alegători sunt în țară, cum participă oamenii la votare și alte aspecte legate de electorala din 2023 și anume legi locale. Și la urmă voi da și un bonus pentru toți cei câțiva mii de candidați la funcția de primar și câteva zeci de mii de candidați la funcția de consilier local, voi face o propunere ce să spuneți cetățenilor noștri ca ei să vă voteze pe dumneavoastră. Dar asta va fi la sfârșit. Câți alegători are Republica Moldova? De ce vreau să răspund la întrebarea aceasta? Deoarece deseori auzim aceste discuții. Cum suntem 3 milioane de alegători dacă în țara noastră au rămas 2 milioane de cetățeni? Și pentru a da răspuns la întrebarea aceasta, trebuie să spunem în felul următor. Câți cetățeni cu drept de vot are Republica Moldova? Dacă ne uităm atent în cifre, observăm că în prezent Republica Moldova are 3.125.000, cred că e ceva mai mare din cauza că în stânga Nistrului, conform multor date, presupun că avem undeva vreo 290.000 de alegători, nu 279.000, dar mai verific și lucrul acesta, așa de aceea voi veni mai târziu cu rectificarea. Deci avem 3.130.000 de cetățeni cu dreptul de vot în Republica Moldova. Cei drepti ei se împart în trei categorii. Prima sunt cei care se află în prezent pe teritoriul Republicii Moldova. Și da, aici aveți dreptate. Pe teritoriul Republicii Moldova, în prezent, avem 1.970.000 de cetățeni care au dreptul de vot, în scădere, nu foarte mult, dar cu 130.000 comparativ cu alegerile precedente la funcția, la alegeri locale. Uitați-vă, în 2019 am avut 2.100.000 de alegători. 876.000 de cetățeni cu dreptul de vot îi avem de peste hotarele Republicii Moldova și evident nimeni nu le poate lua dreptul să voteze. Și mai avem încă, estimez, circa 290.000 de cetățeni din stânga Nistrului cu drepturi de plin de vot, nu m-aș merac, cifra lor este chiar mai mare, dar avem 290.000 de cetățeni din stânga Nistrului care nimeni nu le-a luat dreptul de a vota și ei, și ei au dreptul să exercite votul, chiar dacă din ei doar vreo 30.000 vin la, 35.000 vin la votare la alegeri parlamentare prezidențiale, dar o parte din ei vin motivați într-o formă mai puțin legală, dar avem și circa 4.000-5.000 de alegători care conștient vin de fiecare dată și votează și apropo vin și votează pro-european în de fiecare dată, aceștia sunt cetățenii noștri care întotdeauna consideră că trebuie să exercite dreptul de vot. Deci, noi vorbim despre alegerile din Republica Moldova și dacă la alegerile parlamentare sau prezidențiale, pe lângă cetățenii din Republica Moldova, avem și cei de peste hotare și din stânga Nistrului care votează, la alegeri locale votează doar cei care sunt acasă, se prezentă acum. De ce am putea spune în felul următor că în Republica Moldova sunt 3.100.000 de alegători, dar la alegeri locale de fapt avem 1.970.000, deoarece ceilalți alegători nu pot participa la alegeri locale din motive obiective. Unii nu sunt în țară, cei din stânga Nistrului nu participă, că noi nu organizăm alegerile locale în stânga Nistrului și ei nu locuiesc în careva localitate din Moldova. Haideți să ne uităm, dacă vorbim așa, ne întoarcem înapoi, câți alegători avem noi în dreapta Nistrului și cum s-a schimbat ei de la ultimele 4 scrutinii de alegeri locale. Deci am luat 4, că începând cu 2011 și mai mult sau mai puțin putem să estimăm câți alegători am avut stabiliți în Republica Moldova. Deci în 2011 în Moldova erau 2.320.000 de alegători care puteau veni la alegeri locale. În 2015 erau 2.230.000, în 2019 2.100.000 și acum 1.974.000. Deci în 4 scrutinii electorale la noi număr de alegători
din țară s-a redus cu 346.000 de alegători. Dacă observăm, numărul de alegători în general nu s-a redus, dar acestea reduceri este legat de faptul că cetățenii aceștia au plecat pur și simplu peste hotare. Deci, la scrutinul din 2023 vom avea cu 126.000 de alegători mai puțin decât am avut la scrutinul precedent și cu 346.000 mai puțin decât am avut 4 scrutine în urmă. Haideți să ne uităm pe grupa de vârstă. Dacă ne uităm pe grupe de vârstă, eu am împărțit în felul următor. Tinerii, am luat de la 18 la 25 de ani, deci aceștia sunt cei care votează prima dată sau a doua oară. După aceasta am luat persoanele vârsta medie 26-55 de ani și persoanele peste 56 de ani, deoarece ei sunt relativ la fel acest grup. Dacă ne uităm atent, noi în ultimele 3 scrutini electorale, numărul de tineri la noi s-a redus constant. În 2015 am avut 350.000 de tineri aflați în țară. În prezent avem 188.000 de tineri care sunt în țară. Reducerea lor este de 2 ori cu 162.000 și ponderea lor. Atunci când cineva merge în competiție electorală și face ofertă pentru tineri, eu nu știu, concert veți face sau ce veți face, țineți cont că noi am avut cândva 16% din tineri și acum avem ceva mai mult de 9%. Practic, tinerii dispar ca alegători din țara noastră. Pur și simplu, numărul lor devine infinit de micuț. Cei cu vârsta 26-55 de ani sunt la fel, relativ stabil, cam 54%, au fost 1.200.000, acum sunt 1.054.000, cu 150.000, dar grupul este foarte mare și în general la noi numărul de alegători a scăzut și acesta este stabil. Altfel stă situația la cei peste 56 de ani, numărul lor a crescut cu 54.000, de la 689.000 care am avut în 2015 la 732.000. De ce este legat acest lucru? 1. Îmbătrânirea populației și 2. Noi dintre tineri avem plecați peste hotare 40%, dintre bătrâni avem 10-15% plecați. Altfel spus, cei în vârstă stau acasă, cei tineri pleacă peste hotare. Dacă să ne uităm, deci deja pe grupii mai micuți, observăm același lucru, deci la toate categoriile de grupi la noi avem reducere, cel mai mult avem creștere la 71 de ani plus comparativ cu alegerile precedente. Deci noi în alegerile actuale comparativ cu precedente avem la tine scăderea 42.000, la cei mai în vârstă 26-40 de ani 44.000, 41-55 de ani 6.000, 56-70, 27.000 și peste 71 de ani avem o creștere cu 26.000. Deci avem o creștere a numărul celor mai în vârstă, avem o scădere a numărul celor tineri. Care este vârsta medie a alegătorului? Care este vârsta celui care merge la alegeri? Până în 2011, vârsta medie a alegătorului era relativ stabilă, 44 de ani. După aceasta a crescut 45,6, 47 de ani, iar în acest an vârsta medie a unui alegător se apropie de 49 de ani. Ce înseamnă lucrul acesta? Haideți să o luăm partea bună. Persoanele mai în vârstă participă mai activ la alegeri, de aceea haideți să considerăm că în acest an, chiar dacă a scăzut cu 130.000 număr de alegători aflați în țară, totuși ținând cont că vârsta lor a crescut și cei mai în vârstă, mai târziu voi arăta lucrul acesta, participă mai activ la alegeri, haideți să credem că la noi prezența la vot va fi una mai bună, mulțumit de faptul că avem oameni mai în vârstă la alegeri. Cu femeile. De ce am luat lucrul acesta? Ca să arătăm că, de fapt, avem nevoie de o prezență a doamnelor la lege, nu din cauza că ele trebuie să fie mai multe, dar uitați-vă, până la vârsta de 40 de ani, numărul de doamne este relativ egal cu numărul de bărbați, iar după 70 de ani, din 3 alegători care avem în țară, 2 sunt doamne și 1 este bărbat, din simplu motiv că bărbații la noi, după vârsta de 55 de ani, din nefericire pleacă mai repede decât doamnele, mor mai repede și din cauza aceasta observez după 71 de ani, practic la noi, unice legători care rămân sunt doamnele. Unde s-au redus cel mai mult alegerile din 2023 comparativ cu 2019? Deci am luat raioanele, din Șoldănești numărul de alegători s-a redus cu 11%, asta medie pe raioane. Avem localități, poate voi publica zilele următoare, unde la noi după 2 scrutini, numărul populației s-a redus cu 35%. Deci, din 2015 până în prezent, s-a redus cu 35%. Cred că voi publica zile următoare și acest grafic, dar e o medie pe raioane. Avem Teleneștiu cu 11%. Observați, media națională 5,38%. În 4 ani de zile, numărul de alegători care se află în țară s-a redus cu 5,38%, dintre care avem raioane unde scăderea este de 2 ori mai mare decât media națională. La partea opusă,
Avem un singur localitate, și anume municipiul Chișinău, unde numărul de alegători a crescut cu 0,9% sau practic 1%, datorită migrației interne. În rest, absolut tot teritoriul Republicii Moldova a scăzut numărul de alegători și mai mic, mai puțin decât media națională, avem doar în 6 regiuni. În Taraclia, Dubăsari, municipiul Bălți, Aloveni, UTA Găgăuzia și municipiul Chișinău avem creșteri. Deci, practic, în toate raioanele din Republica Moldova, scăderea a fost mai mare decât media pe Republică, în 5 a fost mai mică decât media pe Republică și doar în municipiul Chișinău numărul de legători a crescut din contul celorlalți de media pe Republică. Avem migrații, deci a scăzut mai puțin în raioanele de sud. Am să răspund așa mai... Ei au migrat mai demult. Dacă aș face comparația cu 2014, atunci vom vedea că nu este atât de bună. Deci acolo migrația a fost mai mare și acum acolo practic nu mai are cine migra. Tinerii. Deci anul acesta noi avem 147.000 de tineri care printr-o prima dată vor avea dreptul să meargă la vot, să-și aleagă primarul și consiliul lui. Deci sper foarte mult că toată clasa politică, toți politicienii vor atrage atenția acestor tineri. Ei în viața lor nu au fost alegeri. Atunci când noi spunem tineri nu participă la alegeri, sunt două motive de ce ei nu participă la alegeri. Unul este legat de faptul că el niciodată nu a avut experiența de alegeri. Deci el nu știe ceea ce asta. Pentru dânsul este o necunoscută, este o facultate a vieții pe care el încă n-a trecut-o, deci trebuie să încurajăm, să ajutăm să participe la vot. Și în acest an avem 147 de... Și a doilea, ei nu sunt în țară. De ce ei nu participă la alegeri? Uitați-vă, cel mai mulți tineri cu drept de vot care prima dată participă la alegeri a fost în 2007. Atunci 288.000 de tineri pentru prima dată au putut să meargă să-și aleagă primarul lor și consiliul local. În acest an avem 147.000, dar nu ne bucurăm. Din ce cauză? Că din ei 47.000 nu sunt în țară. De fapt, în țară sunt doar 99.000 sau 100.000 de tineri. Deci în țară, din acei 147.000, avem doar 100.000 de tineri. Din ei o parte sunt la facultate și în ziua votării nu vor fi acasă în sat. Deci trebuie să încurajăm pe aceștia vreo 30.000 care nu sunt în sat. Să încurajăm în ziua legilor să meargă în satul lui, în orașul lui, ca să meargă la vot. Asta este al doilea lucru. Și trei tineri nu prea participă la vot, pentru că nu așa este necunoscută. Voi vorbi mai târziu și anume acum. Deci câți alegători avem, ne-am clarificat. Avem 1.970.000 de alegători. Tineri, numărul lor s-a redus drastic și prima dată merg la votare 147.000 de tineri, dintre care în țară sunt doar 100.000. Deci 100.000 de tineri anul acesta, prima dată, vor putea să meargă la votare dacă noi vom convinge să ducă în sat și dacă vom convinge să iasă din casă să meargă la votare. Cum s-a votat în Moldova pe parcursul anilor? Eu am luat primul scrutin care a avut loc în Republica Moldova în 1994, am avut alegeri parlamentare, cele am luat de 94, alegerile precedente au fost făcute după sistemul altul, deci alegeri parlamentare în sensul parlament profesionist, nu vreau acum să dezvolt acest, am avut în 94. Din 94 până în prezent, vedeți câte scrutine a avut Republica Moldova, nu le-am pus referendumurile care au ieșuat în Republica Moldova. Deci observați o listă întreagă de scrutine parlamentare și dacă scrutine în Republica Moldova și dacă vă uitați, culoarea galbenă sunt marcate alegeri locale. Și observați o legitate. În toate alegerile locale, prezența la vot, comparativ cu parlamentarele sau cu prezidențiale, a fost cu 20% mai mică. Deci prima concluzie care o avem noi este că la alegeri locale, prezența populației este cu 20% mai mică decât la celelalte alegeri. Bun, veți spune mie, dar la prezidențiale pot vota și cei din diaspora, la locale nu pot. Și da și nu, în 95, când am avut alegeri locale, noi nu prea aveam atunci mare diaspora, dar dacă observați, toate alegerile au fost, prezența a fost cu mult mai slabă. Din acest motiv, ca să vedem totuși care este prezența la locale, am luat și am estimat câți oameni cu dreptul de vot erau prezenți în țară în momentul votării și câți din ei au votat. Comisia Electorală Centrală ne dă prezența la vot, iau cei care au votat din număr total al alegătorilor, ceea ce ei nu pot da altfel, ei trebuie să opereze cu cifrele oficiale, eu îmi permit să operez cu cei care erau în țară. Și dacă veți vedea că la noi prezența la vot de fapt este una foarte și foarte bună.
observăm în 94, 77%, în 2014, 72%. În 2021 am avut la alegerile parlamentare 60%, la alegeri locale 58%. Chiar și așa observați că la alegerile locale în Republica Moldova prezența este undeva cu 10% mai mică. Ce înseamnă lucrul acesta? Noi la alegeri locale în medie avem o prezență de cu 20% mai mică decât toate celelalte alegeri, însă la alegeri locale 10% din acestea 20% este determinat de faptul că omul pur și simplu nu este în țară, iar 10% este legat de faptul că oamenii nu prea participă la locale. Și aici apare un paradox, din ce cauză? Că dacă ne uităm noi ce instituții ale statului se bucură de cea mai mare încredere, sunt primăriile, nu primare, dar instituția primăriei se bucură cu o încredere cu mult, este următoarea după biserică, cu mult mai sus decât președinte, parlament, guvern, orice îmi doriți, procuratură, judecătorie, nici nu mai vorbim. Și atunci când întreb pe om ce instituție lui cel mai apropiat este primăria, și atunci când întreb pe om gradul lui de satisfacție față de activitatea primarului, chiar dacă n-a la lege, 80% de oameni spun că dau o apreciere pozitivă conducerii din satul lor, indiferent de partid, aici chiar indiferent de partid. Având instituția cu cea mai puternică încredere, primăria, care înseamnă primarul și Consiliul Local, noi totuși avem o prezență la vot cu mult mai slabă. Și lucrul acesta trebuie să se trezească. Evident, prezența la vot este diferită în dependență de vârstă. Eu am luat ultimele lege parlamentare, care plus minus sunt egale cu cele locale și ne uităm atent. 62% a fost prezența generală a celor care se aflau în țară, deci aici vorbesc doar de votul celor care se aflau în țară. Tineri până la 25 de ani au avut o prezență de 44%, mai puțin de jumătate, 26-40-51%, 41-55-63% și după 56 de ani avem relativ acela 76%, 3 din 4 vin la vot. Oamenii în vârstă sunt foarte mobilizați, observați, comparativ cu tinerii, ei au o prezență cu mult mai mare la vot. De aceea, cei care acum faceți campanie electorală, nu uitați, avem 100.000 de tineri care prima dată o să merg la vot, din trânsii riscăm să avem doar 40.000 la vot. Cum vin tinerii la vot comparativ cu cei în vârstă? I-am luat după ore. Observați dimineața, 23% de bătrâni până la ora 10 au votat. Tinerii 5%, de 4 ori mai puțin. După aceasta, cei în vârstă votează cam pe la vreorile 14 și după aceasta ei practic nu vin la vot. Tinerii se trezesc și vin la vot, dar oricum până seara 44% votează. De ce este extrem de important să mobilizăm. Încă un lucru important. Dumneavoastră mergeți, vorbiți cu oamenii, îi imobilizați, îi conviceți să vină să voteze, nu uitați de voturi nevalabile. Uitați-vă, cel mai multe buletine declarate nevalabile am avut în 94, 93.000. După aceasta au scăzut, am avut o anomalie în 2014, 50.000, am avut în 2019, 40.000. În rest, deja avem destul de micuți, ca procent. Cel mai mult am avut 5% buletine nevalabile, acum în 2021 am avut undeva 0,7%. Dar asta vorbim doar de legile parlamentare și prezidențiale. La legeri locale, noi avem trei situații diferite. Am luat din 99 până în prezent că avem datele și avem câte buletine nevalabile avem la alegerea primarului și câte buletine nevalabile avem la alegerea Consiliului Local și Consiliului Raional. Observăm, jos avem ultimele scrutine, 27.000, 22.000 de buletine nevalabile la alegerea primarului, la Consiliu avem 40.000, 47.000, 38.000, 40.000. În procente, la alegerea primarului noi avem undeva 1,3-2%, la alegerea Consiliului Local avem 3-4%. Ce înseamnă lucrul acesta? Că dacă în privința primarului sunt oameni care vin pur și simplu neavând dreptul să voteze contra tuturor, vine și strică buletinul în mod intenționat. Eu cred că avem undeva jumătate de procent, maxim un procent din astfel de oameni. Dar, la alegerea Consiliului Local, oamenii chiar sunt într-o derută și recomandarea mea pentru toate partidele politice. Dumneavoastră aveți nevoie să faceți majoritatea în Consiliu. Dumneavoastră doriți pe lângă primarul care este, aveți nevoie să aveți membri în Consiliu. Țineți minte, cel mai multe voturi ia partidul buletinilor nevalabile. 4% din buletine. De ce lucrați cu cetățeanul? Explicați importanța votării partidului dumneavoastră pentru ca să reducem aceste buletine nevalabile care acum sunt undeva la nivel de 4%. Și ultima, am spus că va fi un bonus. În ce constă bonusul?
Deseori când discut cu reprezentanții partidelor politice, ei tot se discută care trebuie să fie oferta electorală. IDIS Viitor în prezent are un proiect de mobilizare a votului în 6 localități din sudul Moldovei. Am mers acolo unde să încercăm să motivăm oamenii să vină la votare, din cauza că în scrutină electorală precedentă a fost un număr mai micuț de votare și apropo am găsit de fapt și una de explicații din ce cauza a întâmplat acest lucru. Trebuie să fac o analiză mai profundă, sper că ce mă va ajuta. Deci m-am uitat în localități unde avem o prezență la vot mai slabă și de fapt am depistat că în marea lor majoritate sunt localități unde primarul a câștigat din primul tur. Ce înseamnă lucrul acesta? Că în localitățile unde există un consens la nivel local cine va câștiga, prezența la vot este mai slabă. Din acest motiv trebuie să ne gândim cum mobilizăm oamenii în localități. Noi avem în Republica Moldova, cred că cel puțin vreo 50-70 de primării, unde există un consens larg în comunitate. Uite, primarul acesta e cel mai bun, primarul în funcția care este, primarul actual este cel mai bun și îl vom vota toți. Și atunci problema este nu că el nu va câștiga, el va câștiga din primul tur. Problema este că puțin de lume iese la vot și ai la Consiliul Local ai o problemă aici că de fapt simpatizanța primarului nu iese la vot, că el știe că primarul cum va câștiga. Deci e una din explicații. Dar lucrând în aceste comunități, noi în paralel am considerat să mai facem și alt lucru. Prin lângă mobilizarea oamenilor, am vrut să vedem care sunt problemele de bază care sunt la nivel local și vreau să vă spun că în proporție de 80% problemele suprapun. Adică problemele din... Noi am făcut câteva focus grupuri în aceste sate. Eu vă mai prezenta date mai târziu într-un alt format, dar am observat că majoritatea problemelor suprapun și am făcut top 10 priorități la nivel local. Adică toți cei care mergeți acum la nivel de primar, în special la nivel de sate, în oraș, bănuiesc situația este puțin altfel, dar cred cu tot aceea, uitați-vă care sunt 10 priorități. Este o tehnică specială folosită de noi, care ne permite să avem procente. Amenajarea drumurilor secundare din localitate. 24,5%. Adică o pătrime din tot efortul care trebuie să-l depuneți dumneavoastră este la drumurile secundare. Și aici vreau să vă dau și partea bună. Uitați-vă, drumurile secundare, nu drumurile principale. După 2015, când primăriile au primit bani pentru reparația de drumuri, practic în majoritatea satelor au fost construite drumurile principale. Și deja partea bună că oamenii spun pe lângă drumul de bază vor și drumurile secundare. Dacă observați, drumul este pe locul întâi. Pe locul 2 este sistemul de canalizare, deci 10%. Este cu mult mai jos decât drumurile, dar oricum este prezent. Îmbunătățirea sistemului de gestionare deșeurilor. Deci nu am găsit sat în Republica Moldova unde cea mai mare, toți practic vorbesc despre deșeuri. Fie că nu este sistem de colectare, fie că nu toți colectează, fie că s-aruncă unde nu trebuie, fie că gunoiul ăștia nu este autorizată. Deci sub diferite forme despre deșeuri vorbesc toți. Deci cu certitudine problema deșeurilor este top 3 probleme din Republica Moldova, lucrurile la care trebuie gândit. Pe locul 4, cu sisteme de apelor pluviale, deci apelor după ploaie, trebuie de rezolvat. Gazificarea tot mai rămâne o prioritate, dezvoltarea infrastructurii de sport și încă o problemă care este ultima, dar vreau aici să o menționez, este organizarea transportului copiilor în afara de celor din sistemul educațional. Deci noi avem sate, comuni, unde avem 2 sau 3 localități. Conform legii Republicii Moldova, transportul copiilor de vârsta școlară este obligatoriu. Deci noi avem 2 sate și aici nu vreau să dau denumirea satului, dar această problemă am întâlnit-o în diferite părți. Deci tu ai obligația copilul din satul X să-l transporti în satul Y unde s-a închis școala, dar nu și copiii de grădiniță. Deci deplasarea copilului de grădiniță este opțională. Imaginați-vă iarna când copilul dintr-un sat din clasa 1 este dus cu autobuz în satul vecin, iar copilul de grădiniță trebuie să meargă pe jos. Din cauza că este permisă, dar nu este obligatoriu. Și doi, avem localități exact așa comună, unde copiii merg la educația extracurriculară, cum este școala muzicală. Iarăși, este posibil, dar nu este nici o formă obligatorie. Și atunci, majoritatea părinților spun, trebuie să găsim o soluție de organizare a transportului copiilor care nu sunt școlari, dar întreprind o activitate tot educațională, fie vorbim de copiii de la grădiniță, fie vorbim de copiii de la școala muzicală.
Deci lucrul acesta, într-adevăr, este o problemă. Am verificat regulamentul guvernului și, într-adevăr, noi la acest aspect nu ne-am gândit. Dacă în privința școlii muzicale, aici eu mai am anumite, să zicem, hai că părinții să gândesc cumva cum să o rezolve, toate că ar fi bine să ajutăm acești copii care merg la această educație extracurriculară în satele vecine, dar în privința grădinițelor de copii, eu cred că este o scăpare și, în opinia mea, în cazul comunilor, unde este în mod obligatoriu organizat transportul copiilor școlari, exact așa prin lege trebuie să fie obligatoriu, și asigurarea transportului copiilor de grădiniță. Sună cumva paradoxal să aveți un copil de școală cum să duci cu autobusul și un copil de grădiniță care trebuie să deplaseze pe jos. Da, primăriile ce fac cu consiliile raionale trebuie să spun că ei cumva plătesc la autobusul școlar ca să ieși copiii de grădiniță și dimineața îi deplasează. Partea proastă este înapoi, deoarece școala se termină mai devreme, grădinița mai târziu, copiii de grădiniță trebuie să meargă pe jos, vara când e caldă, bine, ce facem iarna, e o problemă. Deci acestea sunt top 10 probleme, este un bonus pentru toți candidații la primărie. Sper că aceste probleme, nu sper, dar sunt sigur că într-un timp foarte scurt, noi colegii de la IDIS Viitorul vom face această listă mai complexă, vom comenta-o și vom face ofertă publică tuturor celor care candidează, care sunt problemele reale care frământă pe oameni la nivel de sat, și sperăm foarte mult că aceasta va fi de folos pentru toți candidații, indiferent de partid, deoarece noi nu facem partizanat într-o anumită forță politică, tot partizanatul este în favoarea cetățenilor și cetățenii au formulat aceste primul top, el cred că va avea anumite modificări în viitor, când noi tot lucrăm și adăugăm și alcomasăm și obținem un alt top, dar acesta este primul top, fiți în așteptare celui de-a doua top, care cred că îl vom prezenta în viitorul cel mai apropiat. Vă mulțumesc și până data viitoare!